Salutare tuturor, sunt GameManex Video și astăzi o să fac un videoclip mai special. O să vă explic un joc care a adus zeci sau chiar sute de morți. Jocul Balena Albastră, desigur, care a înnebunit tot globul. De asemenea, jocul are câteva întrebări la început. Prima întrebare: desenează o balenă pe perete. Dar poți să desenezi o balerină sau nu știu ce, nu este chiar neapărat să desenezi o balenă, dar dacă întrebarea insistă să desenăm, o desenăm. 2. Desenează o balenă pe mână. Stai puțin. Deci, bun, prima dată am înțeles, desenez o balenă pe perete. Și trebuie a doua oară să-mi desenez o balenă pe mână. E clar, trebuie să fie frați. 3. Taiezi piciorul și dacă curge sânge cu, în ghilimele, cuvântul, ies înseamnă că vrei să devii o balenă. Da. 4. Scoală-te la 2:30 noaptea și privește la filme de groază. 5. Privește toată ziua la filme de groază. Stai puțin, dacă la 2:30 noaptea privesc la filme de groază, de ce să mai privesc a doua zi la filme de groază toată ziua dacă am privit un film? Câte filme trebuie să văd? 100? 1000? 1 milion? 6. Du-te pe cel mai înalt acoperiș, fă-ți un set. Dacă stau să mă gândesc, cred că mi-aș face pe boltă. Nu-s motan să mă cațăr pe acoperiș. Înțelegeți, vă? 7. Du-te pe cel mai înalt acoperiș și stai cu picioarele în jos. De ce să nu stau cu picioarele în sus? 8. Taie-ți mâna. Doamne. 9. Du-te pe un bloc și spune cu voce tare: sunt o balenă albastră. Pot să spun că sunt o balerină. Ok. Pe bune, întrebări care te pot duce la sinucidere. Serios, fraților, nu jucați acest joc care vă pune viața în pericol și a părinților voștri. Vă dați seama, dacă jucați acest joc, părinții voștri nu știu pe unde să vă caute. Și mai ales se fac o grămadă de anchete pentru acest joc. Deci omul acela care l-a creat este acum după gratii, amuzându-se pe seama voastră că vă maltratați, suicid între ghilimele, cu acest joc. Deci, părerea mea este să nu jucați acest joc. Lăsați în comentariu părerile voastre. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul meu. Salut!